Salutare, dragii mei! Astăzi vreau să pregătesc gogoși cu brânză de vaci ca la bunica. Tot de ce avem nevoie este brânză de vaci, la mine este de 9%, ouă, zahăr vanilat, zahăr simplu, praf de copt, făină și deja ulei pentru prăjit. Mai întâi de toate, într-un bol comod, stricăm ouăle, zahărul vanilat, zahărul simplu și brânza și le mixăm foarte bine, cu un robot de bucătărie. După ce am obținut o masă așa cremoasă, frumoasă, adăugăm făina și praful de copt. Dar fiți atenți, nu adăugați făina toată deodată, puneți doar jumătate din cantitate și încetişor, încetişor, adăugați până o să primiți așa un aluat molicel și să-l puteți forma biluțe. Făina este cernută. Cam așa trebuie să arate aluatul. Trebuie să fie puțin lipicios și nu-l frământați foarte mult, pentru că o să aveți nevoie de mult făină și dacă punem prea mult făină, iese gogoașele noastre prea tari și nu așa de pufoase. Acum presurăm bine masa noastră de lucru cu făină și formăm biluțele. Cam așa le facem biluțele. Sigur că dacă vreți să le faceți mai mari, o să trebuiască să le prăjiți mult mai mult. Eu le fac cam așa, mărunte, mie îmi plac, de o gură. Dacă vedeți că se lipește prea mult aluatul, atunci mai presurați puțină făină pe mâini și este ok. Acum într-o cratiță punem ulei, îl încălzim foarte bine, îl punem la foc mediu și le prăjim biluțele. Cam vreo 4-5 minute până au o culoare frumoasă, rumioară. Ulei punem atât încât să acoperim biluțele noastre.
Le rotim mereu pentru ca să nu se rumenească doar într-o parte, să rumenească uniform peste tot. Biluțele sunt gata, mi-au ieșit 40 de bucăți. Dacă vă pare că e mult, puteți să micșorați cantitatea. Vreau să vă arăt cum arată în interior. Ele se vor mai răci și vor fi mai moi și mai crocante. Uitați-vă ce de bine arată în interior. Și îmi place că nu se observă deloc brânza înăuntru. Nu sunt uloioasă, le putem servi cu smântână, cu dulceață, cu miere de albini sau cu zahăr pudră. Așa arată biluțele, eu le-am presurat cu zahăr pudră și vreau să le încerc. S-au rumenit perfect, în interior nu sunt crude, vreo 5 minute fiecare le prăjesc și fiți atenți, nu le lăsați în continuu, trebuie să le amestecați ca să nu se rumenească o parte mai mult decât cealaltă. Ați văzut că nu am pus mult zahăr, pentru că le servim cu miere de albini, cu zahăr pudră, sau cu dulceață, dar dacă nu vreți să le serviți cu ceva dulce, atunci puteți adăugați mai mult zahăr. Să aveți poftă!